Bun găsit, dragi prieteni! Vă salut pe toți cu bucurie la începutul unei noi emisiuni Provocările Vieții. Cred că este foarte bine să ai în casă pe cineva căruia să-i placă ordinea și curățenia. Cineva care să întrețină lucrurile acestea, să vegheze asupra bunăstării, asupra a ceea ce se întâmplă acolo. Ei bine, dincolo de interes, dincolo de preocupare, ordinea și curățenia poate merge la un moment dat către obsesie. Ce este de făcut atunci? În ce măsură îngreunează viața unei astfel de persoane, o astfel de tendință și deopotrivă viața celor din familia ei? Discutăm în această ocazie la Provocările Vieții. Și asta pentru că vrem să răspundem unei întrebări a unei telespectatoare ale noastre care ne împărtășește lucrul acesta. Avem și cartonul grafic, avem și povestea aceasta pe scurt. Am obsesia curățeniei și a ordinii. De fiecare dată, după ce fac cumpărături, spăl și dezinfectez de câteva ori fiecare obiect cumpărat. Cât privește ordonarea lucrurilor în dulap, hainele trebuie să fie perfecte. Lucrul acesta îmi îngreunează destul de mult viața. Curățenia săptămânală pentru două camere îmi ia o zi întreagă. Ce pot să fac? Rămâneți aproape de noi, împreună cu invitata noastră, psihoterapeut Andreea Enăchescu, încercăm să înțelegem mai pe larg ce înseamnă această tendință către obsesii, către compulsii sau, de ce nu, poate chiar tulburarea aceasta. Bun venit, Andreea! Bine te-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să te întreb cum este viața unei astfel de persoane. În exemplul de față avem partea de ordine și curățenie, dar cred că în ceea ce înseamnă procesul de psihoterapie se întâlnesc și alte obsesii sau alte compulsii. Cum resimt în plan subiectiv persoanele această experiență? Dacă vorbim de tulburarea obsesiv-compulsivă, ea este printre cele mai debilitante tulburări legate de anxietate. Pentru persoana care face aceste comportamente, care se numesc compulsii, este teribil. Se adună foarte multă anxietate acolo și foarte multă suferință. Pierde foarte mult timp făcând aceste lucruri pe care, de fapt, nici nu dorește să le facă. Le face pentru că acest lucru o ușurează. Are impresia că îi reduce din anxietate. Dar, de fapt, este o iluzie și intră mereu și mereu în același cerc vicios. Da? Înțeleg. Așa cum menționai, aceste persoane nu-și doresc, pentru că din exterior pare absurd. Păi dacă nu-ți dorești, de ce le faci? Deci, aceste comportamente, înțeleg, au menirea cumva să liniștească o anxietate. E ca și cum, dacă urmează, pentru că la un moment dat devine un ritual, e ca și cum dacă urmează acel ritual, va trăi sau va resimți în plan subiectiv mai multă liniște. În primă fază apar niște gânduri, gânduri care sunt intruzive, care apar în mod repetat. Și aceste gânduri, gândul, de exemplu, în cazul acesta, de a face ordine, de a fi totul ordonat, la linie, perfect, gândul de a nu te îmbolnăvi sau contamina cu anumite substanțe, produce foarte multă anxietate. Și atunci, persoana în încercarea ei face aceste ritualuri, aceste compulsii, tocmai pentru a se liniști. Problema este când pierde mai mult timp. Da? Tulburarea obsesiv-compulsivă este diagnosticată atunci când se depășește, ca și timp, o oră, două, trei pe zi, făcând în mod repetat aceste ritualuri în dorința de a te ușura. Dar să înțelegem că poate mici accente către obsesie le pot avea mai multe persoane fără însă ajunge la această structurare? Așa este, cu toții facem aceste lucruri pentru că avem automatisme, de multe ori nu ne aducem aminte dacă am închis ușa, nu, și ne întoarcem din drum să verificăm, nu știm sigur dacă am închis ușa de la mașină și iarăși ne întoarcem să verificăm, doar că nu facem lucrul acesta de mai multe ori, repetitiv. Da? Aceste persoane facem lucrul acesta în fiecare zi. Sau în fiecare zi. Sunt persoane care se întorc să verifice ușa de la intrare
de 20-30 de ori. Au și ritualul, poate, al numărării. Dacă verifică de 30 de ori, atunci nu o să vină hoții. Sau nu o să se întâmple nu știu ce nenorocire legată de o persoană dragă. Sau nu o să li se întâmple lor ceva neplăcut. Pare și un pic de superstiție. Pare. Sau poate fi înțeleasă din afară. Pare și superstiție, unele lucruri par amuzante, doar că în interior se creează multă, multă suferință. Atunci când este doar la nivel de superstiție, este ok, poate fi doar o tulburare de personalitate obsesiv-compulsivă, care este o boală, să spun, dar cu care putem să trăim și să ne facem lucrurile zilnice și să ne ducem la serviciu și să putem să ne organizăm, deci nu este ceva atât de invalidant. Dar când lucrurile astea se repetă la nesfârșit, preț de mai multe ori, atunci avem o problemă. Și avem o problemă apoi și cu familia, cu prietenii. Dar spune-mi puțin, vorbim despre o parte, nu știu, biologică sau genetică, adică oricui se poate întâmpla să ajungă într-un astfel de comportament? Este o componentă, să spun așa, mai complexă. Există o parte genetică, biologică, o parte care vine din mediul în care copilul crește, da? Care are un părinte care are astfel de ritualuri, de obsesii, el va învăța la rândul lui aceste lucruri și poate la el se vor accentua. Dacă mama lui îl pune să se descalțe atunci când intră în casă, nu știu, să-și lase pantofii la ușă, să numere de 5 ori și apoi să se spele de 10 ori pe mâini, copilul poate să preia toate aceste obiceiuri și apoi să le dezvolte așa cum le înțelege el mai departe. Dacă îi se poate întâmpla oricui, aș putea spune că nu, dar sunt cazuri când se declanșează această boală după o traumă profundă, după un abuz, ca un mecanism de apărare. Deci vorbim despre un context oarecum de risc și da, cumva apărea în corelație cu anxietate, pe care, să spunem, prin comportamentele acestea repetitive, oarecum o liniștim sau o frică. O liniștim pe moment, dar de fapt nu facem altceva decât să o creștem. Se întâmplă ca și în fobii, cu cât eviți mai mult ceva de ce ți-e frică, cu atâta teama crește. Și intri în acel cer vicios din care foarte, foarte greu poți să mai ieși, singur. Da, am pregătit și un material video pentru a fi și mai ușor de fixat ce înseamnă această tulburare obsesiv-compulsivă pentru telespectatorii noștri. Urmărim materialul video și apoi revenim în platou pentru dialog și ne vom duce și către niște soluții, către niște direcții pe care să le aplice cei care se confruntă cu așa ceva sau poate membrii, aparținătorii. Acum materialul video. Tulburarea obsesiv-compulsivă este un tip de boală mentală care cauzează gânduri nedorite în mod repetat. Pentru a scăpa de aceste gânduri, o persoană repetă anumite gesturi la nesfârșit. De exemplu, o persoană s-ar putea teme că orice lucru atinge este infestat de bacterii și din această cauză se va spăla pe mâini de foarte multe ori. Tulburarea obsesiv-compulsivă este o boală cronică, cu o evoluție pe termen lung care poate acapara viața celui afectat. Ce cauzează tulburarea obsesiv-compulsivă? Experții nu cunosc cauza exactă. Cercetările sugerează că poate fi vorba de o problemă cu modul în care o parte a creierului trimite informații către o altă parte. Lipsa serotoninei poate fi un alt motiv. Unii experți consideră că o boală legată de infecții precum amigdalita streptococică sau scarlatina poate declanșa tulburarea sau, în cazul copiilor, o poate înrăutăți. Simptomele tulburării obsesiv-compulsive tind să apară și să dispară. Cel mai frecvent simptom este anxietatea.
De exemplu, este posibil să aveți un sentiment general că ceva groaznic se va întâmpla dacă nu faceți o anumită sarcină, precum verificarea constantă a cuptorului sau a ușii. Dacă nu reușești să verifici, te vei simți tensionat. Acestea sunt gândurile nedorite, ideile, impulsurile pe care le ai în mod constant. Nu vor dispărea și vor interfera cu gândurile normale cauzând anxietate sau frică. Gândurile pot fi sexuale sau violente sau pot cauza îngrijorare cu privire la anumite boli și infecții. Teama că ceva rău o să se întâmple, fie că este vorba de propria persoană sau de cineva apropiat, dorința de a face totul perfect sau frica de a vă murdări sau infecta sunt câteva dintre aceste obsesii. Compulsiile, pe de altă parte, sunt comportamentele pe care le repetați pentru a încerca să controlați obsesiile. Unii oameni au comportamente rigide și organizate, în timp ce alții au comportamente complexe care se schimbă. Spălatul rufelor, număratul sau spălatul obsesiv al mâinilor, repetarea anumitor lucruri, aranjarea obiectelor într-o ordine perfectă sau strângerea lucrurilor de care nu avem nevoie. Acestea sunt doar câteva dintre compulsii. Obsesiile și compulsiile ocupă foarte mult din timpul persoanelor afectate. Acestea interferează cu rutina de la școală sau de la locul de muncă și afectează activitățile sociale și relațiile. Uneori, persoanele afectate înțeleg că obsesiile și compulsiile lor nu sunt reale, dar sunt cazuri în care aceștia cred cu tărie în fricile lor. Cum diagnosticăm tulburarea obsesiv-compulsivă? Medicul dumneavoastră poate stabili dacă suferiți de tulburare obsesiv-compulsivă întrebându-vă despre simptome și despre starea de sănătate din trecut. S-ar putea să fie necesar și un examen fizic. Este important să discutați cu medicul dacă credeți că aveți anumite simptome. Multe persoane cu această tulburare trăiesc fără tratament deoarece le este rușine sau frică să discute cu un medic specialist. Tratamentul presupune psihoterapie, dar uneori și medicamente. Consilierea pentru tulburarea obsesiv-compulsivă este un tip de terapie cognitiv-comportamentală numită expunere și prevenire a răspunsului. Această terapie crește în mod lent contactul cu lucrul care vă cauzează griji sau convingeri false. De exemplu, dacă sunteți îngrijorat că veți intra în contact cu mulți germeni atunci când atingeți anumite lucruri, terapia va presupune atingerea lucrului respectiv fără a vă spăla pe mâini ulterior. Cu ajutorul terapiei și a unui consilier, simptomele se vor reduce odată cu trecerea timpului. Domnilor și domnilor, revenim în platou, vorbim în această ocazie despre obsesia pentru ordine, pentru curățenie, împreună cu psihoterapeut Andreea Enăchescu. Așadar, câteva informații care poate au devenit și mai limpezi și mai clare pentru telespectatorii, pentru ascultătorii noștri. Aș vrea să te întreb puțin despre copii. Pot fi observate aceste tendințe și în rândul copiilor? Adică avem și copii cu... poate mai degrabă compulsii, gândurile, nu știu dacă apar la ei atât de evident. Da, tulburarea obsesiv-compulsivă apare și la copii. Există și gânduri, există și compulsii. Bine, depinde și de vârsta copiilor. În general, se observă, începând cu vârsta de 8 ani, că apar compulsiile, preponderent la băieți față de fete. Sub ce formă? Exemple. Cum a fost prezentat și în materialul anterior, spălare compulsivă, da? Datorită obsesiei, se va contamina, de exemplu, cu COVID. Da? Am avut cazuri, acum, după pandemie, de copilași care au venit cu această compulsie de spălare excesivă pe mâini. Se spălau atât de mult pe mâini încât își făceau răni. Mâinile lor erau numai răni. Crezi că pandemia și etapa aceasta, nu știu, a activat? Cu siguranță, pentru că a crescut anxietatea. Am fost poate cu toții un pic mai mult stresați decât de obicei, neștiind ce se va întâmpla. Acum, nu știm în mediile familiale ale fiecăruia acasă ce se întâmpla, cum reacționau părinții, dacă reveneau și ei
aveau compulsii la spălare, la dezinfectare, dezinfectau. Și acum mă gândesc la un, la un adult, la un părinte, poate fi o preocupare, dar care la copil să se convertească mai apoi în obsesie. Da, pentru că apare frica. Dacă nu îi se explică foarte bine de ce adultul face anumite lucruri, copilul înțelege, interpretează. Da, poate să interpreteze oricum. Ce este interesant la, la copilaș este bine de urmărit dacă apar ticurile înainte de instalarea compulsiei. De obicei, ticurile apar cam cu 2-3 ani înainte. Adică undeva pe la 5-6 ani apar ticuri. Da. Și atunci este bine de, de observat. Ce fel de ticuri? Care sunt mai frecvente? Ticuri de atins lucruri de mai multe ori, ticuri de, nu știu, făcut anumite gesturi cu părul, de, pot să fie lucruri care se repetă, care se repetă în mod constant. Și înțeleg că părintele unui astfel de copil e bine să să observe. Da. Să observe. Iarăși la copii, partea de, de compulsie poate fi un pic ascunsă. Este acel numărat în gând, da? Ei se joacă cu cifre, cu numere, numără în neștire, ore întregi. Părintele nu poate să observe, pentru că atât timp cât nu verbalizează, copilul nu are de unde să știe. Poate vedea ca pe un semn de dezvoltare inteligenței. Da? Copilul meu face lucrurile astea, adică nu-i stă mintea la prostii. Sau se repete în gând anumite lucruri. Da, ci uite, are preocupări pe partea aceasta. Intelectuală. Intelectuală, da? Deci, oricum, ei ajung destul de târziu în terapie sau la medic, după 2-3 ani de la instalarea bolii. Fie că sunt copii, fie că sunt adulți. Am înțeles, dar oricum, practic e o informație foarte importantă pentru orice părinte, fie care vede comportamente compulsive. Poate fi avantajos acum când te gândești că majoritatea părinților spun copiilor: ai fost să te speli pe mâini, am uitat, da, bine că al meu se spală, chiar dacă se spală de 2-3 ori, dar bine că se spală, da, cumva. Lucrurile astea merită luate în seamă pentru că pot fi, știu eu, drumul către instalarea unei obsesii. Și acum întrebarea este dacă ar lua mai din timp. Ce s-ar face? Ce s-ar întâmpla? Și implicit, cu cât este luată mai din timp, cu atâta nu se instalează mai multe obsesii și mai multe compulsii. Adică cu cât e mai devreme, cu atât mai bine. Rata de, de vindecare este mult mai mare. Așa cum a fost prezentată și în, în material, terapia cognitiv-comportamentală are o rată de succes de 80% de ameliorarea simptomelor. Acum vin... Se lucrează, propriu-zis, și pentru că ai vorbit despre copii, ce sunt încurajați copiii? Adică gândirea critică se dezvoltă mai târziu. Se lucrează pe comportamente, se lucrează pe gânduri și cum anume? Dacă au gânduri, se lucrează și pe gânduri. Pentru că e terapie cognitiv-comportamentală. Cognitiv de la gânduri și comportamental de la comportamente, de la ritualuri. Că vorbim de aceste ritualuri în tulburarea obsesiv-compulsivă. Pe de o parte, se lucrează cu gânduri. Fie că este vorba de copii sau chiar și de adulți. Să ne dai un exemplu de gând? Gândul că mă voi infecta. Mă voi infecta. Mă gândeam, chiar vreau să iau un exemplu din terapie. Am o clientă care ea este frică să pună mâna pe cuțit, de teamă să nu facă rău cuiva. Asta sună și mai... Adică o putem asocia cu agresivitate. Da, de fapt este teamă de ceva ce oricum nu va face. Apropo, și eu stăteam de vorbă la un moment dat cu o mămică, teama că i-ar putea face rău copilului. Da. Și aceasta este foarte frecventă. Dar cum se lucrează? Adică ce discutăm sau ce facem? Învățăm să... Bine, în primul rând se lucrează pe partea de relaxare. Că, oricum, clientul vine foarte tensionat în terapie și atunci trebuie să-i se înducă o stare de relaxare, de încredere. Și apoi se lucrează cu gândurile prin expunere. El va trebui să înțeleagă că cu cât va evita mai mult stimulul, da? Obiectul, de exemplu, cuțitul de care e teamă, cu atâta teama va crește.
Apoi se face restructurare cognitivă, cum și tu te-ai amuzat mai devreme, ok, ce gând e ăsta, pare amuzant, puțin probabil să se întâmple. Iarăși, clientul într-un final înțelege că este un gând imaginar. Și că nu tot la ceea ce ne gândim se și întâmplă. Exact. Adică gândul nu este realitate. Exact, gândul nu poate să declanșeze un comportament. E ca și cum, eu i-aș spune acum clientului meu, ok, prin puterea gândului, ia să vedem, poți să-ți oprești respirația? Sau poți să ajungi în America? Nu poți. Și atunci el înțelege că este un gând irațional. Apoi se lucrează cu compulsiile la copii, tot așa, să amâne cât mai mult spălatul acela. Ok, hai să vedem cât poți să stai fără să te speli pe mâini. Sau apelez foarte mult la părinți, pentru că ei de multe ori întrețin toate simptomele pe care copiii le au și îi provoc să îi ducă în locuri unde să se poată murdări, să se joace, noroi afară, în aer liber, să facă tot felul de activități. Adică a întreține înseamnă a crea contextul în care să nu se expună la acel factor. Da, sau ai cânta în strună, de exemplu, situații în care copilașul chiar consuma în fiecare zi cantități uriașe de săpun lichid, pentru că le avea la îndemână. Uh-huh. Atunci trebuie să fie cineva în familie. Adică facem economie la săpun. Care să restricționeze un pic accesul la toate aceste compulsii. Uh-huh. Tocmai pentru a amâna. Și atunci când vede că amână acțiunea respectivă și ce să vezi, nu se întâmplă nimic. Adică nici nu se contaminează, nici nu taie. Și poate să tolereze, da, anxietatea și respectivă. Și încet, încet, da, treptat, face din ce în ce mai rar aceste comportamente până când la un moment dat dispar. Asta este îmbucurător. Deci sunt speranțe că aceste comportamente pot dispărea, aceste obsesii, înțeleg, sunt liniștite. Mergând la cazul nostru, da, pentru o persoană care are această obsesie, dezinfectează de 20 de ori sau de 10 ori fiecare obiect pe care l-a cumpărat. Cum să procedeze? N-aș putea să pun chiar un diagnostic de tulburare obsesiv-compulsivă. Sunt curioasă dacă nu cumva poate persoana respectivă are o tulburare de personalitate obsesiv-compulsivă și atunci mi-ar plăcea să știu un pic mai multe despre viața respectivă persoane. Dincolo de acest caz, cum lucrezi practic pe... Cum ai lucrat pe astfel de situație, da? Păi tot așa, încercând să restructurez gândurile acestea, să văd care, de unde vin, care este rădăcina. Deci facem și o conexiune între ceva ce ar fi dacă putut. Dacă e ceva ce a declanșat, dacă ceva s-a întâmplat în trecutul persoanei respective, poate chiar s-a îmbolnăvit sau a avut o pierdere, cineva drag i-a murit datorită unei astfel de contaminări. Și apoi încercăm încet, încet să ne expunem, să vedem, ok, cât timp pot să nu cureți, să nu dezinfectezi? Hai să vedem ce se întâmplă. Și din aproape în aproape tolerăm. Începem să tolerăm. Da, practic se desensibilizează persoana respectivă. Spune-mi puțin legat de aparținători, da? Menționam la un moment dat că viața acestora este uneori îngreunată, da? Nu ai voie să pui mâna pe nimic sau îl dezbrac, ca să spun așa mai direct, pe parteneri de la ușă ca nu cumva să infecteze sau să contamineze ceva prin casă până ajunge la baie. Sau lucrurile trebuie să stea exact în ordinea în care le-am așezat eu. Ce au de făcut aparținătorii unor astfel de persoane? Eu, de exemplu, când lucrez în terapie cu persoane cu tulburare obsesiv-compulsivă, întotdeauna discut și cu aparținătorii și iau pe post de coterapeuți. Adică implic în procesul terapeutic, pentru că am nevoie de ei. Așa, ce au de făcut fie ei? Fie că sunt părinți, tocmai să nu mai, să zic așa, să nu le mai cânte în strună acestor persoane și
să încerce să evite să mai facă și ei aceleași comportamente. Păi, te cerți? Acum mă gândesc la o parteneră, da? Dacă ea are pretenția să, așa cum spuneam, să dai hainele de la lucru de la intrare în casă, nu te mai duci sau nu mai vine nimeni în casă la noi, pentru că după aceea, ziua următoare, facem curățenie generală. Cum să dea o mână de ajutor? Adică fac lucrurile treptat? Câte puțin, câte puțin? Se face treptat, puțin, câte puțin. Normal, nu te ceri, nu pleci de acasă trântind ușa sau divorțezi. Doar că este nevoie ca ei să înceteze a mai face aceste, a mai accepta să facă aceste comportamente și să explice care le sunt și nevoile lor. Că, practic, înțeleg că este un partener care are niște cerințe, dar nu aude și celălalt ce își dorește. Într-o relație, fiecare are dreptul să comunice și să-și ceară în mod asertiv nevoia. Așadar, am eu problema mea, dar încep să mă flexibilizez uitându-mă și la celălalt, da? Și lucrul acesta, din ce înțeleg, când este despre compulsii, se face pas cu pas, da? Nu până acum au fost lucrurile doar cum ai vrut tu, de acum sunt doar cum vreau eu, da? Așa cum s-a și instalat treptat, nu? În an de zile, ani de zile de suferință, nu se poate așa printr-o act de magie, decizie. Da, să da. Dispară. Cam cât durează acest proces? Sau cât poate dura? În teorie, dacă nu este un caz foarte grav, ar putea să dureze undeva la 20 de ședințe. Dar iarăși depinde de fiecare persoană. Poate să dureze și mai mult. Oricum, speranța este că se poate face această desensibilizare, se poate face pas cu pas și persoana poate să trăiască o viață mai liniștită, mai funcțională și mai împlinitoare pentru ea și pentru cei din familie. Domnilor și domnilor, încheiem aici emisiunea noastră. Cam așa stau lucrurile cu tendința aceasta către obsesie, către compulsie, dar există o soluție la fiecare problemă. Îi mulțumesc invitatei noastre, Andreea Năchescu. Vă mulțumesc și dumneavoastră, tuturor ascultătorilor, telespectatorilor noștri. Vă reamintesc, dacă aveți o problemă pe care vreți să ne împărtășiți, la care să găsim o soluție, trimiteți pe adresa noastră de mail provocarelevieții@speranțatv.ro. Sunt Adina Tomoiagă, viața e o provocare, lăsați-vă provocați!